uite-te, hai, vino. Da, dragilor, axialul. Uite-l, e pe 4-4-ul, vezi? Vezi cum se duce? Fii atent aici cum se duce. 4-4. Tragi un tir. E bine, da? E bine. Nu mai că e bine. E bine, dar. E bine. E bine, dragilor. Axialul Suceava-Iași. Cum merge este numai aici? Să vă fie de bine, totuși e... Ăla pleacă, s-a adus și ăsta. N-aveai timp. Ăla, bă, nici n-a dat drumul la dezapurire. Ăla e blocat acolo. Uite-te ce se întâmplă, Daniela, de la, din capăt, dincolo, dinspre Drăgoiești. Ăsta este drumul, dragilor, pe care vi-l propun astăzi spre studiul de caz. Ce ați văzut nu era programat. Mergem acum să vă arătăm cât de periculos poate fi sau cât de periculoasă poate fi inconștiența autorităților județene. Suntem pe drum județean. Urmăriți, vă rog, materialul și, ca de obicei, ne uităm. Un share, un like și un subscribe pe pagina noastră de YouTube. Suntem la Moara, imediat în 200 de metri, dăm drumul la material. Rămâneți cu noi! Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Bine v-am regăsit! Suntem pe o parte a axialului Suceava-Iași, suntem pe partea din județul Suceava, dar uite-te un pic în dreapta, ce vezi pe câmp? Câmpul, nu? Ce ar trebui tu să vezi pe acest câmp? Și nu e, că nu. Așa, tate, pare să vezi. Ce se vede aici în față? Plin de fuioare de zăpadă, este ora 15:29. Urmează o noapte extrem, extrem de complicată și o să vă spun și din ce motiv. Băieții de la Consiliul Județean, care este administratul acestui drum, iarăși în dreapta, ce vezi în dreapta? Da? Se vede, da? Se vede câmpul liber și de aici Dumnezeu cu mila. De aici o să vină toată zăpada care o bate, se și vede dacă tu ești pe drum, deja o bagă în drum. Pe toate o bagă în drum și o să spui, bă, așa Iana, da, așa este, dragilor, așa e și normal să fie. Haideți să vă arăt ce nu e normal să se întâmple, da? Haideți să vă arăt ce nu e normal să se întâmple. O să oprim aici pe dreapta, da? Uite-te un pic numai porțiunea asta mică, cât fuior de zăpadă și unde se va împotmoli toată lumea, da? Oprim aici pe dreapta și mergem la documentarea noastră. Hai că am ajuns unde trebuie. Da, Daniela? Suntem pe axial, da? Acolo e curba de la Frumoasa, se și vede semnul de la Frumoasa. Acu e lumină, Daniela, te rog să-mi spui mie, pe unde e drumul? Pe unde e drumul, Dana? Uite-te un pic, vină în casă să vezi. Uite cum, numai aici au pus parazăpezi. De 12 ani de când s-a mutat în zonă, numai aici s-au învrednicit să pună parazăpezi și uite cum visconește în drum. Dragii mei, de ce am venit în zona asta? Am venit în zona asta dintr-un simplu motiv. Aici va fi extrem, extrem de complicat, doamna Daniela. Și dragii mei, deci și nu numai aici, pe tot axialul. E șantier, dragii mei. E șantier. Aici se circulă aici la mine în curte și de-aia știu că e foarte, foarte complicat. Uite, în momentul de față, unde e zăpada. Și cum va fi la noapte? Minus 10 grade. Aici va fi, cum ți-am povestit. Mi-a legat piciorul când am vrut să mă dau. Aici, acum e așa. Uite-l, uite fuiorul de zăpadă, cum se duce și cum se formează. Aici va fi închis drumul, dar ăsta, crede-mă pe cuvânt, e cel mai mic pericol că va fi închis. Că e închis, e închis, e închis, n-ai ce să-i faci, asta e situația. Pe aici se merge cu gunoiul la groapa de gunoi de la Moara, Daniela. O, ia cum te. Așa merge, așa merge. Dragii mei, zona asta, ca și tot axialul ăsta, are o mega mare problemă. S-au făcut șanțuri pe marginea drumului și în momentul de față șanțurile sunt acoperite cu zăpadă. Le vezi acolo? Acolo vreau să te duc, Dana, să vedeți pe ce vorba. Asta e curba de la Frumoasa și vede semnul. Acolo se va înfunda drumul. Acolo, vii din vale, nu știi. Spune-te, rog frumos, dacă vine vreo mașină și eu vreau dreapta, unde mă duc? Hop, hop, hop. Hai că aici e bine. Aici e bine. Dar hai să-ți arăt ceva, Dana. Hop, stai așa, ia ușor, ieși pe drum pe aici, da? Tragi dreapta, că nu știi, că ai și tu un necaz, nu? Cum faci, Daniela? Pe unde e drumul pe aici? Zi-mi puțin.
Pe unde-i Dana? Și n-am ajuns la fund. Știi ce se întâmplă aici, da? Așa rămâne mașina. Așa rămâne mașina. Așa rămâne mașina. Na, că nu-l nimerești. Și ai tras, că ăla vine din vale. Hai să-ți mai arăt o poveste, Daniela. Și mă doare sufletul, dragii mei. E cu secunda când se va întâmpla nenorocirea aici. Vii de acolo, din curbe de la frumoasă. Vrei să vezi cât e de adânc ăsta? Uite aici, Dan. Uite-te cât e de mare. Uite cât e de mare și uite-l cum vine. Ei vin de acolo, tu trebuie să tragi, că n-ai ce face. Că-ți vine camionul din vale. Cum o gestionez? Vrei să-ți mai arăt ceva mișto? Și încă... Uite, hai că acum e bine că s-o mai prins, băiți. Daniela, câți dintre popicii ăștia la iarnă? Ia iarnă. Dă-te că-ți vine. Hai, a trecut! A trecut pe lângă noi. Mașina de cu noi, da? I-ai văzut. Asta se va întâmpla aici. Ce se va întâmpla la noapte, Dana? Nu vezi nimic. Nu știi care e mijlocul, care e dreptul, totul e alb. Și moț cocoț, uite-l, Dana. Ăsta are glod pe el încă de anul trecut. Nu glumezi, Dana. Ăsta are glod pe el încă de anul trecut. Asta așa trebuia să fie, Dana. Uite-te un pic. Tu înțelegi ce pericol aici? Unul după altul. Toți sunt așa în curbă la frumoasă. Toți sunt așa. Unde dai pe aici, Dana? Când vii? Daniela, dă-te. Omul te-a claxonat, că na. Omul te-a claxonat, trebuie să trec. Unde vrei să trec? Noi pe unde trec? Oamenii pe unde trec? Noi suntem oameni, suntem pietoni. Ce facem aici? Fiecare cu măsa lui, Daniela. Fiecare cu măsa lui. Crede-mă pe cuvânt. Bă, și l-ai văzut, mă? Ce mi-s dragi șoferachii ăștia, mă. De ce n-am nicio problemă? El era la căldură, mă, noi eram afară, înduram frigul, le spuneam și el cu claxonul, mă, s-a trezit bădița cu claxonul. Uite altul, Daniela. Anul trecut aici. Și nu era să vadă. Toate lucrurile au aterizat, deci erau condiții bune. Atâta s-au îndurat să facă. Nu erau pe aici. I-au luat de acolo din gard, i-au luat de acolo din drum și au pus aici. Închipui tu la noapte ce va fi. Rămâi acolo că eu am simțit. E la drept. De acolo, pe partea cealaltă, te obligă să faci, să tragi stânga din volan, ca să fii capul tău. Întuneric pe asta, vezi, nu știu de urmă, ceva pe aici. Te privesc, da. Nu ai pus să te jucă. Dai pe urmă. Uitați de mers cu mașina, ca de e cam nasol. Uitați de mers cu mașina pe aceea, nu știu ceva, băiaș. Ușoară și să nu ne vedem dimineață. Asta ți-o oferă. Și stați așa să trăiți. Mai avem de îndurat la noapte, deci cu gheață. Foarele de zăpadă pregătite, gheață pregătită. Întuneric beznă, nu-i semnalizare. Mi-e groază de ce va fi în noaptea asta. Dumnezeu să-i apere pe Suceveni. Sus inima. Uite-l că vine. Daniela, stai-te cum faci așa, deci. E mașină, șanță. La vine și fără la pișe. Uite, unde duci omul ăsta? Uite, acum e momentul adevărul. Pe unde te duci? Că sigur acolo e în șanță. Pe unde te baci? Cum te baci? Unde o faci? În care e șanță? În ala vrei să ajungi sau în ala? Că unde urci la fel? Opțiunile sunt ale noastre. Ei ne-au oferit autorității, ne-au oferit posibilitatea asta. Și așa va fi an de an de an. Parazăpezi. Nu aveți aici parazăpezi, nu avem, că e scump. Noi pentru tot. Dar avem ce trebuie. Sus inimile. Mare atenție, dragilor, cât puteți domniile voastre.